În episcopia Caransebeșului a avut loc ieri întâlnirea preoților din cercul pastoral misionar Reșița Nord. Clericii au participat de dimineață împreună cu autoritățile locale și credincioșii la Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, în parohia Zorlențu Mare. În continuare a fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru patriarhii Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și pentru episcopii Caransebeșului, Veniamin Nistor și Emilian Birdaș, dar și pentru preoții trecuți la Domnul. La început de toamnă, aici în Biserica Adormirii Maicii Domnului din parohia Zorlențu Mare, ne-am reunit împreună cu preoții din cercul pastoral misionar Reșița Nord la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, împărtășindu-ne cu Sfintele Taine, cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, participând la această liturghie dintr-o zi lucrătoare care a devenit o zi de mare sărbătoare, foarte mulți credincioși din satul românesc Zorlențu Mare. Suntem astăzi în ziua de pomenire și cinstire a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul. De aceea am socotit de bine ca astăzi să slujim Sfânta Liturghie aici, la Zorlențu Mare, să avem și o conferință preoțească cu toți preoții din cercul pastoral Reșița Nord în parohia Brebu și apoi să încheiem această frumoasă zi cu o vecernie săvârșită la parohia Valea Deni din protopopiatul Reșița, din acest cerc pastoral misionar Reșița Nord. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe mai departe misiunea pe care preoții noștri o desfășoară în mod special în satele românești din Banatul Montan, pentru că majoritatea preoților din Episcopia Caransebeșului își desfășoară activitatea și misiunea în mediul rural. Așa cum în familiile noastre este imperios necesar ca în fiecare zi sau cât de des să ne întâlnim unii cu alții, membrii familiei, și să discutăm problemele care apar, dar și bucuriile și necazurile, să ne împărtășim din experiența acumulată în fiecare zi, tot așa și în familia cea mare a bisericii avem nevoie de astfel de întâlniri. O coordonată esențială a noastră, a preoților, este cea liturgică. De aceea noi nu putem să omitem o întâlnire, fie ea și administrativă, fără a avea mai întâi o rugăciune, dar iată, astăzi am avut o sfântă și dumnezeiască liturghie. În fiecare lună din anul bisericesc, anul calendaristic, ne întâlnim la câte o parohie, fie rurală, fie urbană, și începând din anul 2016, mai precis cu 3 ani în urmă, am avut această bucurie deosebită de a ne întâlni și la fiecare întâlnire am săvârșit câte o slujbă bisericească, fie un acatist, fie slujba vecerniei, pentru că de obicei ne întâlneam seara la ora vecerniei, și toate aceste întâlniri au un lucru deosebit pentru preoțimea, dar și pentru credincioșii bisericii noastre din protopopiatul Reșița. După momentul de rugăciune, clericii, împreună cu ierarhul, au participat la conferința despre slujitorii vrednici ai altarelor de la sate, care au propovăduit Evanghelia lui Hristos și care s-au dăruit pentru credința ortodoxă și pentru libertatea și unitatea poporului român, susținută de Părintele Cristian Guran. Am amintit astăzi despre cărturarii cei mai importanți din zona Banatului, despre preoții participanți la Marea Unire din 1918, cât și despre preoții care au avut de suferit în închisorile regimului comunist. Am amintit de asemenea că în a doua jumătate a secolului XIX, preoții și învățătorii au contribuit la modernizarea societății românești. Întrunirea s-a încheiat cu săvârșirea slujbei vecerniei în biserica Nașterea Maicii Domnului din satul Valea Deni, la finalul căreia, Părintele Sergiu Dalea a susținut cateheza învățătura ortodoxă despre cinstirea sfinților.